Servus, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim și bine ați venit celor noi! Continui periplul nostru prin Filipine și vă prezint, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă și mai exotică destinație pe care am văzut-o noi în Filipine. Este vorba de El Nido, de pe insula Palawan. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi, cu tot dragul, din călătorile și din experiența mea. A treia noastră destinație din Filipine a fost El Nido. Cum am ajuns noi să vizităm El Nido? Când ne-am făcut programul de Filipine, am întrebat și noi pe cineva pe care îl cunoaștem din Filipine și am zis ce ne recomanzi ca să vizităm. Și locul 1 în recomandări a fost El Nido. Când cauți bilete de avion, o să vezi că toate zborurile duc pe aeroportul numărul 1 de la ei, Puerto Princesa. Insula Palawan este o insulă foarte lungă și aeroportul Puerto Princesa este undeva la mijlocul insulei și de acolo trebuie să iei un mijloc de transport și să mergi cumva către nordul insulei până în El Nido. Iar acest transfer durează cam 6-7 ore. Asta este dus și la fel întors. Ne-am întrebat din nou pe cei din Filipine cum ajungeți voi în El Nido și au spus există o companie privată, Airshift, care face transferul direct în El Nido. Au aeroportul lor personal acolo. Și atunci am căutat bilete de avion cu Airship. Mergem cu avioneta. Erau așa de micuți avioanele celor de la Airship. În momentul în care eu treceam ca să-mi găsesc locul, eram punas în compartimentul bagajelor. Încăpem? Este loc ca la mașină, mă sor ca la mașină. N-ajungi la bagaje. Avioneta de El Nido. Am ajuns foarte repede și foarte confortabil, fără nicio problemă, în El Nido. După ce am aterizat în El Nido, am fost preluat foarte repede de o tricicletă din aia, de fapt era un motor cu ataj acoperit și am ajuns undeva la o jumătate de oră, am fost la hotelul din El Nido. Dacă te uiți pe hartă, El Nido este cumva situat într-un golf. Puțin mai jos este insula Corong Corong și noi acolo am avut hotelul. Printr-o întâmplare, fericită pentru noi, agenția cu care am tocmit excursiile care să le facem noi pe El Nido era exact în Corong Corong, la 10 minute de mers pe jos de la hotelul nostru. Motivul principal pentru care noi ne-am dus în El Nido, în Palawan, a fost să facem câteva excursii cu vaporașul pe mare. Din El Nido se organizează 4 excursii în larg, A, B, C și D. Și după ce le-am analizat pe toate cele 4, am hotărât să facem A-ul, care este cea mai consacrată, și C-ul. Și într-o zi am tocmit A și într-o zi am tocmit C. Astăzi vă prezint excursia noastră Trip A, excursia A. Noi am ajuns după masa în El Nido. Ne-am cazat destul de repede și de acolo am ieșit pe plaja de la Corong Corong. Foarte fain acolo la Corong Corong, că pe plajă sunt tot felul de terase și de baruri unde poți să-ți petreci seara fără nicio problemă.
recomandarea este, cel puțin pentru excursia A, să-ți o tocmești cu cel puțin o săptămână înainte. Pentru că una din atracțiile pachetului este Big Lagoon, laguna cea mare. Sunt două lagune, Big Lagoon și Small Lagoon. În Small Lagoon poți intri fără nicio problemă și acolo, dacă nu ajungi să-ți tocmești Big Lagoon, o să vezi pe cea mică, Small Lagoon. În cea mare spune că există restricție pentru număr de vizitatori pe zi și undeva la 1200 de oameni poate să intre zilnic. Noi, tocmintu din timp, din avans, n-am avut nicio problemă să avem și Big Lagoon în pachetul nostru. Ca să ajung la embarcațiune, trebuia să treci prin apă, dar să nu mă închipuiți că treceam prin apă până la genunchi. Și ca să vedeți, vasul nostru fiind un pic mai mare decât celelalte, era mai larg și am ajuns aproape până la gât în apă. Asta a fost prima distracție și prima înțelegerea noastră în Elnico. Am luat pe vas și am fost foarte impresionat pentru că totul a fost pregătit pe vas. Deci trei băieți mărunței acolo s-au ocupat de tot și am luat un prânz deosebit, atât de bun și de gustos cât și de diversificat. Zona asta de insulițe de aici pe care le-am vizitat noi seamănă foarte mult cu Halong Bay-ul din Vietnam, dar acolo erau numai noroșii și asta, și cel puțin am avut vizibilitate. Prima atracție cu care am început a fost Laguna Ascunsă, Secret Lagoon. Toată ziua am avut-o așa condimentată cu plaje, cu snorkeling și așa mai departe. Și aproape de sfârșitul programului am vizitat Big Lagoon. Big Lagoon. Dacă asta e Big Lagoon, nu cu oarecum e Small Lagoon. Am închiriat caiac. Să vizităm Big Lagoon.
ultima noastră oprire a fost la Seven Commander. Este o plajă aproape de Lido, pe insula principală, dar accesibilă doar cu vaporașul. Seara nu am mai stat să luăm cina pe plaja din Corong Corong, ci ne-am dus pe jos până în El Nido. Ce este foarte fain aici la El Nido sunt restaurante pescărești și pe gheață au tot felul de animale maritime, fructe de mare. Și atunci te duci și tu îți alegi ce animal vrei și îți gătește cum îți place ție. Dragii mei, dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați un like, dați un share și nu uitați să vă abonați, pentru că urmează excursia de tip C în episodul următor. Să ne vedem sănătoși și o zi minunată! Ciao, pa!